Meciul cu sportul, cât mi se pune presiune mai multă pe voi înainte de acest meci, în punctul în care în ultimele două etape poate nu v-ați descurcat așa cum trebuie. Nu se pune presiune. Mergem acolo să ne facem jocul și sper să câștigăm. Pentru că avem foarte mare nevoie de puncte, să rămânem sus în plasament. Sportul are rolul să se pune pe banca atunci când se simt să vă pe la mâncare. Acolo mai mereu au fost probleme de antrenor, pentru că știu și au fost acolo 6 luni împrumutat de Timișoara și s-au schimbat antrenorii cam des. Sper să fie un avantaj. Totuși este o echipă ta vrează foarte bine. Păi au fost probleme. Primesc greu gol și dacă nu le dai gol repede, o să ai un meci foarte greu. Te gândești la niște jucători care ar putea fi periculos pentru Curele? Curele am înțeles că e suspendat. Ferfele e un jucător bun. Patriche, în apărare. Sunt jucători care se cunosc foarte bine, sunt de am bune acolo, se cunosc. Sunteți un jucător pasibil de o suspendare pentru meciul cu CFR. Ce faceți cu sportul? Sper să nu luăm cartonaș. Bine. Noi o să jucăm normal. Sper să nu luăm cartonaș pentru că e un meci important cu CFR. E asta un fel de pregătire în meciul cu sportul pentru ce Nu. E un meci ca și oricare altul. Ați început să vă gândiți în vestiar la meciul cu CFR? Nu, încă nu. E important următorul meci. De meciul cu CFR o să vorbim înainte de meci. Acum e important că meciul cu sportul. Cum comentezi ce s-a întâmplat la FC Moldovean? Spuneți că ai văzut. Da, am văzut. Un gest nesportiv, un suport de, gest regretabil. Păi și voi aveți niște suport de suport. Te frică că v-ar putea întâmpla așa ceva la nivel? Nu cred că o să fie așa probleme. În primul rând aici e o organizare mai bună și nu cred că o să se ajungă până acolo. E că e personal la fel ca și mine, deci s-a coborât la acolo și s-a făcut? Da, cred că. Deci nu zic, se pare normal. Da. Băi, vă dați seama. Suntem toți aici, mergem prin cantonamente, dormim împreună, ne știm. Vă dați seama că e normal și acum. Și totuși, domnul Chinescu spunea că arbitru a fost acoperit de regulament atunci când era pe două cantonamente. Asta e regulamentul, trebuie respectat. Deci, meciul cu Dinamo a fost lăudat de Fernandino. Cum reușim să rămânem?